Reținerea a avut loc în plină stradă, în apropiere de Academia de Studii Economice din capitală. Pisatel era împreună cu altă persoană care la fel a fost încătușată. Ei au fost escortați la Procuratura Generală pentru interogări. Surse din cadrul poliției au declarat pentru Realitatea TV că cel de-al doilea reținut face parte din aceeași grupare criminală supranumită Patron, pe nume Ghenadie Vechiu, alias Clifford. Acesta se afla și el în căutare, fiind bănuit de trafic de droguri. Sursa mai menționează că astăzi urma să fie reținut doar Druță, însă așa cum cei doi erau împreună în momentul reținerii, ambii au fost încătușați. Ion Druță, cunoscut în lumea criminală ca Vanea Pisatel, a fost arestat de oamenii legii în iulie 2013. El a fost recunoscut vinovat printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău de participarea la comiterea în anul 2000 a unui triplu omor, fapt pentru care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Cu toate acestea, în aprilie 2014, el a fost eliberat de sub arest în condiții incerte.